În momentul de față, mandatul acesta de negociere, că l-am auzit pe domnul Ghișe spunând că, nefiind în momentul acesta președinte, ci președinte demisionar, n-ați avea acest mandat de negociere cu Partidul Democrat Liberal. E doar o interpretare a unui om care vrea președinția PNL sau? Nu, este o interpretare, nu. Domnul Ghișe este absolut îndreptățit să vrea președinția PNL ca oricare alt membru, cu drepturi de plină. E o interpretare un pic forțată. Domnul Ghișe trimite la un articol din statut unde vorbește despre puteri limitate ale unei conduceri. Noi nu suntem în această situație. Și eu și Iohannis și toată conducerea, mă rog, Iohannis a demisionat, se vadă, păi a fost asimilat de demisia celorlalți. Noi am demisionat, am prezentat delegației permanente, adică forului mai larg și suprem între congrese, demisia noastră și delegația permanentă a luat decizia de a ne împuternici, a luat act de demisie, a convocat congresul în consecința demisiei noastre, dar a spus cele 30 de zile până la congres vă mandatăm să vă exercitați deplin drepturile de conducere. Există sigur, un mandat în acest sens. Sigur că e o chestiune la bunul simț, că nu se va încheia niciun document politic, nu se va parafa nimic cu câteva zile înainte de un congres. Ce va fi lăsat, sigur, pentru conducerea proaspăt investită din acel congres. Dar puterea de a discuta cu cei din PDL, ceea ce am discutat până